În portul Galați se află în plină desfășurare lucrările de refacere din temelii a infrastructurii de transport aferente Danei 32, ce deservește inclusiv celebrul silos de cereale proiectat de Angel Salini. Dana 32 este una dintre veteranele transportului de mărfuri din portul Docuri, însă anii îndelungați de exploatare, lucrările preexistente au o vechime de aproape 100 de ani, au dus la o șubrezire și o instabilitate a cheului. La asta s-au adăugat capriciile Dunării, uneori cu ape prea mici, făcând dificilă operarea navelor, alteori cu ape prea mari, amenințând cu inundarea portului. Proiectul de investiții cu fonduri europene, derulat de Administrația Porturilor Dunării Maritime, APDM Galați, a fost menit să readucă Dana 32 în secolul 21, să-i redea o nouă viață și să ofere condiții moderne de operare a navelor. Proiectul investițional lucrări de infrastructură Cheu Dana 32 este un proiect care se realizează prin programul operațional infrastructură mare 2014-2020, proiect care se finanțează în procent de 85% din fonduri europene și 15% de la bugetul de stat. Proiectul este în valoare de 25 de milioane de lei, inclusiv TVA, din care construcții și montaj 21 de milioane de lei. Proiectul vizează realizarea unui cheu vertical pe o lungime de 70 de metri, care înglobează cheul existent. Proiectul are ca obiectiv general acostarea directă a navelor la frontul de acostare, precum și, de fapt, ca o consecință, eficientizarea operațiunilor de încărcare-descărcare la navă. Lucrările la Dana 32 au demarat la începutul acestui an și, potrivit constructorilor, ele sunt deja realizate în proporție de 70%. Cheul va avea o structură de rezistență formată din 3 șiruri de coloane forate, peste care vor veni grinzile prefabricate din beton, care vor susține platforma de operare a mărfurilor. De asemenea, se va asigura conectarea Danei la sistemul de utilități. Acum se lucrează reazemul de la apă și reazemul de la uscat, plus în paralel se confecționează grinzile pentru care vor face legătura între uscat și apă. Platforma are o complexitate atât de mare întrucât pe ea va circula o macara care va face descărcări și încărcări pe cheu, plus sunt două căi de rulare pentru CFR. Pentru vagoane care intră și ies și aduc marfă pentru port. Principalul avantaj al modificării configurației Danei 32 va fi acela că navele maritime vor putea acosta la cheu, indiferent de nivelul Dunării, cu posibilități de operare mai rapidă a mărfurilor și fără operațiuni suplimentare. Astfel, din 2023, capacitatea de operare la Dana 32 va putea crește până la 250.000 de tone pe an. Aici ar urma să fie operate toate categoriile de mărfuri, dar predominante vor fi transporturile de cereale.